Vacanța de vară s-a terminat pentru Sebastian. În scurt timp se va întoarce la școală. Trece clasa a patra și a venit cu bunica la cumpărături. Băiatul s-a mulțumit cu ce a primit. Familia lui locuiește în satul Picior de Munte și a făcut eforturi mari pentru a-i cumpăra strictul necesar. Părinții nu au un loc de muncă, iar bunicii și-au cheltuit pensiile pentru a-i lua nepoțelului rechizite, un ghiozdan, dar și hăinuțe și încălțăminte nouă. Bunica spune că a cumpărat ce a fost mai ieftin, chiar dacă știe că produsele nu sunt de calitate. Ce îți place ție la școală să înveți? Ai vreo materie preferată? Matematică. Și ai fost la cumpărături cu bunica. Ce ți-ai cumpărat? Păi, examen. Ai vrut tu ceva anume? Vreun model, ceva? La preț. Prima dată ne-am uitat și am cerut necesarul pentru clasa a patra. Ce trebuie? Caiete, mi-a dat caiete, ghiozdan, am mai luat și îmbrăcăminte, încălțăminte. Să cumpăr ce e mai ieftin, pentru că datorită pensii pe care o avem și noi și părinții care n-au servicii, e foarte problematic. Sunt aduse din afară multe și nu sunt bune, să știți. Merge o zi, două și la urmă zice nu mai e bun stiloul meu sau pic. Alți părinți, în schimb, au căutat să cumpere produse de calitate, chiar dacă recunosc că sunt mai scumpe. Această tânără mămică a cheltuit peste 500 de lei și nu a terminat cumpărăturile pentru fiica ei. Nu este însă mulțumită de rechizitele pe care le găsește în magazinele din Târgoviște. Deocamdată nu am găsit nimic calitativ. O să mai căutăm. Dacă nu sunt de calitate, stăm să cumpărăm totdeauna. Și calitatea înseamnă și mai scump? Și mai scump, într-adevăr. Dar nu prea se găsesc așa de calitate. Protecția consumatorilor Dâmbovița îi avertizează pe părinți să fie foarte atenți când cumpără rechizite la prețuri mici, pentru că pot fi periculoase pentru copii. Trebuie să se asigure că nu conțin substanțe care le pot dăuna celor mici. În plus, să nu se lase înșelați de false promoții.